Jezen. Meciul de astăzi. Vrem să facem, ca și în campionatul acesta, vrem să facem un joc bun, să pasăm, să nu dezamăgim lumea care ne-a ajutat. Vrem să mulțumim principal doamnei primar, care ne-a ajutat de-a lungul timpului și sperăm să ne ajute și în campionatul viitor. Adică, dacă se poate, cu sprijinul dânsei, să promovăm în divizia D. Totul se rezumă la bani. Dar sper că un efort mic sau mare să reușească alături de viitori, sponsori sau care doresc să vină alături de noi, de echipă. Vreau să le mulțumesc în numele băieților, tuturor care au fost alături de noi. Petrică Buruleanu, președinte și antrenor, doctorul nostru Viorel. Și acest campionat vreau să îi mulțumesc și îl dedicăm în special lui Drugărin Viorel, care pentru noi a fost un prieten foarte bun și pentru unii a fost ca un părinte. Atâta vreau să spun, vă mulțumesc că ați venit azi să ne filmați și sperăm să facem un joc bun. Mulțumim! Eveniment care a devenit deja tradițional, o supercupă a Ligii A5-a, i-a luat naștere ca o inițiativă a domnului președinte Viorel Olea anul trecut. Anul trecut a avut loc la Herculane, anul ăsta la Reșița, între câștigătoarele celor două serii, zona Reșița și zona Caransebeș. O să vedeți la locul două echipe, bune spun eu, ASE Mineru Dognecea și ASE era Esco Maxim din Caransebeș. Întreagă fiind spus, echipa din Caransebeș fiind singura care are asigurat un patronat privat. După cum știți, domnul Dan Avram este veteranul jucătorilor din campionatele județene și este și conducătorul echipei FC Caransebeș. Astăzi ne-au invitat AJF-ul la un meci, o festivitate de premiere, care s-a culminat cu un meci între câștigătoarele celor două serii ale Ligii A5-a, Mineru Dognecea și era Comexim de pe zona Caransebeș, joc la care am venit cu bucurie pentru a respecta și efortul pe care l-au depus dumnealor în organizare, în arbitraj și în tot ce a ținut de disputarea acestor campionate de lobdă prin cucuruz, așa cum scrie Ususanu și cu Știube în Fotbal Vest. E adevărat că de multe ori am jucat în apropierea cucuruzului, însă sunt mulți copii talentați pe care i-am văzut la acest nivel. Este păcat că nu se acordă mai multă atenție. Ar trebui mai multă atenție și la acest nivel și ar trebui promovată prin autoritățile locale,
cu așa zisa legea sportului, cu obligativitatea sportului, ar trebui și autoritățile locale, dacă au bani pentru nedei, pentru muzică, pentru zilele cetății, zilele comune, ar trebui să aibă și pentru sport, ca să găsim acolo unde mergem condiții cât de cât civilizate, un teren împrejmuit și să găsim copii, să vedem copii care joacă. Până la urmă, campionatul, spuneți că a fost disputat, a fost... Da, astăzi se desfășoară, practic, finala campionatului Ligii a 5-a, între campioana zonei Caransebeș și CFR Rapid Mesiu Caransebeș și campioana zonei Reșița Minerul Bogdanci. Am vrut să premiem ambele campioane, ambele promovate sportiv de la Liga 5-a într-un mod festiv, organizăm practic și Supercupa Ligii la 5-a. Noi sperăm să fie un spectacol fotbalistic adevărat și cea mai bună echipă să câștige acest trofeu.